UPL vă recomandă pachetul tehnologic zeamă bordeleză originală și uleiul parafinic Ovipron Top. Doamnelor și domnilor, am revenit la agricultura, la raport. Vă spuneam un pic mai devreme că de la această oră o să abordăm un alt subiect, implicit cu un alt oaspete, cu un alt invitat. Îl salut pe domnul Jean Ionescu, country leader România și Moldova. Mulțumesc pentru prezență, domnule Ionescu, și vă spun și eu la mulți ani, e pentru prima dată când ne întâlnim în 2021, să sperăm că va fi un an bun atât pentru fermieri, dar și pentru companiile din agribusiness. E nevoie ca eforturile astea să fie conjugate și toată lumea la final să aibă un an cu spor, un an cu beneficii. Întâi de toate, spuneți-mi cum vedeți dumneavoastră situația în momentul de față, cum se prezintă agricultura românească la început de 2021. Bună seara încă o dată. Da, e, cred, una din întrebările pe care și le pune toată lumea în acest moment. E un an, din punctul meu de vedere, mult, mult mai bun se arată față de anul precedent, pentru că toată lumea, după cum știți, vine cu o pluviometrie semnificativ mai bună față de aceeași perioadă anului trecut. Adică optimismul meu se duce la actuala stare de vegetație a culturilor. Practic, păioasele și rapița, spune pe medie în România, sunt net superioare față de anul precedent, ceea ce, bineînțeles, mă duce la un gând destul de simplu. Este un an în care fermierul trebuie să-și investească în culturi, pentru că e nevoie de acea redresare economico-financiară, mai ales a fermierilor foarte loviți de secetă în anul precedent. E vorba de Bărăgan, Dobrogea, Moldova, zone unde efectiv, a spune în activitatea mea destul de peste 25 de ani în agricultură îndelungată, n-am văzut o secetă mai cruntă. Practic, repet, pluviometria este clar net superioară și dorința de a investi în tehnologia fermierului este la un nivel superior. Vestul, Transilvania, sunt în altă lume din punct de vedere pluviometric, adică acolo nu se discută de deficite de umiditate, practic a spune totul este la capacitatea de câmp, doar în anumite zone foarte, foarte mici din Timiș, Arad, se poate numi că nu suntem la capacitatea de câmp. În schimb, în sud-estul României încă sunt zone semnificative care trebuie, din punct de vedere pluviometric, să sperăm că primim în continuare apă. E un an, din punctul meu de vedere, un an favorabil culturilor de toamnă în acest moment. Cred cu tărie că va fi un an mai bun decât cel care a trecut. Asta credem cu toții, mai ales că dacă privim un pic în spate, lucrurile chiar nu au stat așa cum trebuie. Bineînțeles, în regiunile pe care le-ați menționat mai devreme, că în zona Transilvaniei lucrurile au mers mai bine, oamenii chiar au fost mulțumiți. Vroiam să le spuneți și telespectatorilor cine sunteți dumneavoastră, nu dumneavoastră ca persoană, ci compania pe care o reprezentați. Ok, acum, sigur, am început foarte, un pic invers, poate. Da, e foarte bine, pentru că cu certitudine foarte mulți fermieri din lume, din România, cunosc cine este Corteva AgriScience și aș vrea să vă dau câteva detalii. Corteva AgriScience este partea de agricultură a grupului DowDuPont. Practic, suntem o companie 100% americană. În mod normal, suntem de un an și jumătate listați la bursa din New York. Practic, de un an și jumătate am devenit companie pur agricolă, pur independentă. Suntem compania care, în momentul de față, a unit trei mari branduri la nivel mondial, respectiv Pioneer, e vorba de semințe, Dow AgroSciences și DuPont. Practic, ca să vă dau așa un mai multe detalii, suntem
prima companie la nivel mondial care în 1926 a venit cu hibrizi de porumb în piață, practic fondatorul Pioneer, Henry Wallace, a fost primul ameliorator care a creat hibrizi de porumb. Suntem prima companie din lume care a realizat sulfoniluri eice, erbicidele cu doze foarte mici pe unitatea de suprafață. E vorba de aceste produse de 10-20 de grame. La ora actuală, Corteva oferă produse de 2-3 grame pe hectar cu eficacitate excelentă și e gama, o să auziți de el, de Pixaro Super, produsul numărul 1 ca și eficacitate și spectru de dicotile anuale și perene la păioase. Suntem o companie care activează din 1956 în România cu primii hibrizi testați Pioneer. În acest moment suntem cea mai mare companie din România furnizoare de inputuri în formă combinată, respectiv semințe și produse de protecție a plantelor din România și Moldova. Suntem compania lider în vânzarea semințelor hibride de porumb, vânzarea semințelor hibride de floarea soarelui linoleic, vânzarea soiurilor de soia. Suntem compania lider în erbicide la păioase, în gama Zorvec, este cea care a spune este de departe cea mai inovativă și performantă în protecția manei la viță de vie și cartof. Compania numărul 1 în erbicide la rapiță prin soluțiile Corvetto primăvară și Calera Super toamnă. Mai mult sau mai puțin avem de departe cea mai puternică entitate de producție din România. Practic, stația de la Fumați, de lângă București, la 20 de kilometri, este cea mai mare din România. Producem aici cam 1.600.000 de unități standard. La ora actuală, bineînțeles, ne confruntăm cu probleme majore din punct de vedere al supply-ului, adică după un an agricol foarte, foarte dur, nu facem față cu cum estimam, cu cererea de semințe de porumb. Piața are nevoie de... A crescut piața porumbului în ultima perioadă? Nu. În România și Moldova? Nu. S-a schimbat un pic... Anul trecut, da, dar în acest an va avea un pic, a spune, în cel mai bun caz va rămâne la același nivel ca suprafață, dar e o scădere semnificativă în Bărăgan, în Dobrogea, spune undeva la 15%, și o mică creștere în vestul României. Adică cea mai pozitivă afirmație ar fi va fi cel mult la nivelul anului trecut sau un pic mai jos ca suprafață la porumb. Iertați-mă, chiar aș fi avut o curiozitate, nu atât eu, dar cât fermierii care mi-au scris un pic mai devreme, dacă în urma schimbărilor climatice au apărut modificări, transformări în alegerea culturilor la fermierii noștri. Adică, nu știu, cei care până acum preferau culturile de grâu, porumb, s-au dus și către o altă zonă, către o altă nișă. Mă refer în mod deosebit la cele consacrate, clasice, cunoscute. Au început ai noștri fermieri să descopere și alt fel de culturi, alt gen de culturi, poate, care să facă față tuturor transformărilor. Da, sigur. Aici știți foarte bine că toată lumea vorbește de aceste culturi de nișă. În realitate, condițiile din România nu oferă oportunități prea mari pentru culturi de nișă. Și dacă discutăm de evoluția culturilor, mai mult sau mai puțin, în fiecare an suntem între 2,5 și 2,7 milioane hectare de păioase, între 2,3 și 2,6 milioane hectare porumb. Floarea are o variație extrem de mică, se învârte între 1-1-1-2. Soia ar putea crește semnificativ să ajungă la 400-500 de mii de hectare dacă suprafața irigată va crește. Pentru că știți că nevoia cea mai mare a României în acest moment este de apă, de un sistem bine pus la punct de irigație. Acesta va face diferența și este clar că autoritățile statului se uită în această direcție, iar fondurile
europene, fondurile din partea statului român vor fi direcționate cu prisosință în această parte. Oportunități de culturi care cresc nu sunt prea multe. Sincer, nu văd. Rapița, după cum știți, e o cultură cu predictivitate foarte scăzută. Ea e dependentă, meteo-dependentă de august și septembrie și variabilitatea ei este de la 700.000 de hectare la 250.000 de hectare dacă condițiile sunt foarte secetoase în toamnă. Domnul Ionescu, să știți că emisiunea noastră e foarte urmărită și fermierii, cei care vă sunt parteneri, mie așa îmi place să spun, reacționează la discuția noastră de aici din studio și au o întrebare. Da. Pentru dumneavoastră. Domnul Cristian Lungu a fost și un pic mai devreme și iată că a revenit, semn că ne urmărește pe mai departe. Vă salut din nou, domnul Lungu. Vă salut și eu și îl salut și domnul Jean Ionescu. Bună seara, bună seara. Să vă spun că sunt... Alo. Cred. Și, domnul Lungu, cred că e o problemă un pic la semnal. Eu n-am auzit începutul discuției. Da, deci vreau să-i spun domnului Ionescu, bună seara. Da, seara. Și să-i spun că sunt un fermier care folosesc semințe de la de porumb, de floare, de la Pioneer, de la Corteva. Aș vrea să-l întreb pe domnul Ionescu un lucru. În preocupările dumneavoastră aveți cumva în vedere faptul că hibrizii noi pe care îi introduce acum anul ăsta și anii următori să puteți să veniți cu noi hibrizi care se pot semăna la o temperatură mai scăzută, tocmai ca să putem semăna mai devreme, având în vedere faptul că noi nu mai putem accesa tratamentul la semințe cu neonicotinoide. Mai mult decât atâta, având în vedere faptul că depășim momentul arșiței, în care corespunde exact cam cu momentul fecundării, cu înfloria, cu fecundarea. Și dacă cumva în activitatea dumneavoastră aveți cumva în vedere pe sistemul drajărilor, semințelor drajate, dar altceva, o stimulare a înrădăcinării sau a încolcirii semințelor, care să ajute efectiv înrădăcinarea prima dată, în prima fază, și de-abia ulterior să plece plantula și să aibă rezervă de hrană până faza de plantulă. Este foarte important. Eu am niște preocupări pe tema asta cu rezultate excepționale aici. Și mă interesează pentru că anul ăsta am făcut un pas mai superior și vreau să aprofundez toată treaba. Păi, domnul Lungu, încerc să vă răspund la prima întrebare. După cum știți, brandul Pioneer este compania de departe cea mai avansată în semănatul timpuriu al porumbului și în toleranța la secetă a hibrizilor, mai precis categoria Optimum Aquamax, pe care dumneavoastră o știți. Da. Ce are ea și ce ne diferențiază pe noi, practic, de, să spunem, de alți hibrizi de porumb? Toți hibrizii pe care îi comercializăm trec de un test care intern se numește Pioneer Stress Test. Semințele stau în apă la 4 grade timp de 4 zile și este metoda cea mai avansată de determinare a răsăririi în condiții de stres. Adică e o metodă care determină cu 50% mai bine decât o făcea vechea metodă Cold Test, care, o știți, răsărirea la rece e o metodă depășită în acest moment. Practic, acest Pioneer Stress Test, această metodă analitică de analiză, este mult, mult mai evoluată. Ce vă recomand și întotdeauna noi o să facem în prezentările comerciale sau în cataloage, în materiale informative, avem o gamă
foarte recomandată pentru acest semănat timpuriu. Ce înseamnă semănatul timpuriu? Pentru că vreau să înțelegem cu toții ce... Semănatul timpuriu trebuie realizat întotdeauna pe terenuri care sunt libere de resturi vegetale, pentru că resturile vegetale sunt cele care țin în continuare terenul rece, practic nu îi permite o încălzire normală, iar acest semănat timpuriu se realizează de obicei la o adâncime de 4-5 cm, nu mai adânc, pentru că dacă vom semăna mai adânc, temperatura va fi scăzută, mai scăzută în primele faze de vegetație. Și este de asemenea obligatoriu să alegeți, noi avem circa 15 hibrizi de porumb care se pretează pentru acest semănat timpuriu. Avem pe semințe și un tratament, să mă duc către a doua întrebare a dumneavoastră, se numește Lumibio Chelta, este un biostimulator unic care asigură o înrădăcinare profundă în primele faze de vegetație, care practic permite acel start exploziv al plantelor de cultură. Este absolut normal ce spuneați, că fără neonicotinoide la tratament sămânță va fi mult, mult mai greu, dar e clar că trebuie să găsim cu toții soluții și una dintre ele este acest semănat timpuriu cu riscurile semănatului timpuriu, pentru că pot veni... Aici aș vrea să intervin cu un singur lucru, vă rog, scuzați-mă. Da. În momentul în care semăn timpuriu, sunt conștient că mie îmi trebuie să fiu pregătit pentru o stropire în așa fel încât să asigur să asigur cultura pentru înghețurile târzii sau brumele târzii. Și există, din informațiile care le am, există o firmă acum care poate da un gen de o stropire pe plante și este o substanță sistemică care intră în plantă și nu mai îngheață planta. Antifrizii, spun ei, dar mă rog, e altfel. Dacă și aici e problema, pentru că problema mea este în așa fel încât eu semănătura mai devreme cu două săptămâni, asta înseamnă că am acces la apă, am depășit perioada aceea de arșiță cu, cu perioada de, ziceți, de fecundare, florire cu fecundare. Astea sunt lucruri foarte importante în condițiile climei care se schimbă la noi în țară. Vă mulțumesc mult. Aveți dreptate. Mulțumim și noi pentru telefon, domnul Lungu. Soluțiile vor fi din ce în ce mai avansate pentru ce povestea domnul Lungu referitor la aceste substanțe care vor întări, să spunem, plantele în primele faze de vegetație, dar este clar că hibrizii vor face diferența și gama de hibrizi pe care noi o punem în piață este pretabilă pentru acest semănat timpuriu, iar unul din hibrizii care, a spune eu, în acest moment va fi cel mai mare în următorii 4-5 ani ca hibrid, va fi practic hibridul numărul 1 din România, este P9889, e un FAO350 care e pretabil și pentru semănatul timpuriu, are și o fecundare foarte sigură, adică practic viabilitatea polenului la temperaturi ridicate este în pragul de 36-37 de grade, ceea ce este mai mult decât ok, practic e un hibrid foarte tolerant la secetă și arșiță. Domnul Ionescu, vreau să discutăm un pic și despre soluțiile inteligente pe care le propuneți dumneavoastră cei de la Corteva, dar și despre partea de digitalizare. Ea va deveni din ce în ce mai importantă și sunt convins că mulți fermieri vor fi atenți la temele astea, dar mai avem foarte puțin timp. O să încercăm așa să le cuprindem. Care ar fi prioritățile dumneavoastră dacă ne uităm un pic și la investițiile pe care le face Corteva în piața românească? Corteva acum 3 ani de zile a achiziționat cel mai mare provider de inteligență agricolă mondială, care este Granular. Practic, în următorii 3 ani de zile vom intra în Europa cu o gamă uriașă de produse pentru digitalizarea agriculturii. Sigur, în Statele Unite, știți, se tranzacționează totul de pe telefon. E această
acest trend mondial mai mult decât ok cu emisiile de carbon, practic fermierii care vor reuși să treacă în partea de agricultură sigură vor primi bani europeni și nu este niciun dubiu viitoriu. Platformele digitale pe care noi le vom oferi fermierilor sunt multiple, iar în acest moment să vorbesc despre una dintre ele ar fi prea mult, dar Novalia va intra în România, cred că în 2 ani și jumătate și va fi o platformă digitală revoluționară. După cum știți, în un singur telefon ajunge să-ți ții ferma sub control. Cu telefonul de asemenea poți să vezi ce probleme ai în câmp cu dăunătorii, cu buruienile, cu aceste hărți din satelit care la ora actuală ajung în detaliile cele mai mici. Adică lumea clar evoluează foarte rapid și în agricultură și nu este niciun dubiu, Corteva e unul din cei mai mari investitori la nivel mondial în agricultură digitală. Vom fi un jucător foarte, foarte important în fiecare fermă cu ce vom oferi în viitor. Fermierii români, spre deosebire de colegii lor europeni, sunt mai deschiși către digitalizare și au schimbat un pic orientările, au venit alte generații, presupun că și viziunile s-au mai modificat. E perfect adevărat ce spuneți, adică schimbarea de generație are loc și în agricultură, e absolut normal, tatăl predă ferma copilului, care este mult mai familiarizat cu tehnologia de ultimă generație, iar tot ce înseamnă avansarea digitalizării se vede pe fiecare an în România. Este lucru care în acest moment, a spune, nu suntem chiar la nivelul Europei, pentru că, după cum știți, numărul de fermieri la noi este uriaș, suntem 2 milioane și cea de fermieri, avem 2 milioane și cea de fermieri în România, din care a spune că 90% sunt acei cu sub 1, 2, 3 hectare care nu intră în partea de agricultură digitală sau să intră în partea de agricultură performantă, dar fermierii mari, medii, cu siguranță sunt foarte upgradați cu viitorul. Poziția dumneavoastră ca și companie în business? Noi suntem compania cea mai mare din agricultura României. Practic, soluțiile și tehnologiile noastre acoperă cam 7,5 milioane de hectare în România. Vă spuneam ceva mai devreme, suntem compania cea mai mare de departe în business-ul cu semințe. Suntem în formă consolidată semințe și produse de protecție a plantelor. Suntem liderul pieței din România și Republica Moldova. Suntem liderul pieței din bazinul Mării Negre. Superioritatea noastră e asigurată de performanța în condiții de secetă și arșița a hibrizilor noștri de porumb și floarea soarelui. Vom intra în acest an cu soluții revoluționare și la rapiță. Vom intra cu hibrizii cei mai productivi, cu toleranță la secetă excelentă, rezistență la iernare și rezistență la scuturare deosebită. Toată lumea va auzi de ei, vor fi doi hibrizi care vor face carieră în bazinul Mării Negre, e vorba de PT298 și PT303, vor fi hibrizi care vor domina piața rapiței hibride în România în următorii 4 ani de zile. Vom lansa conceptul Sclerotinia Protector, vom avea hibrizi de rapiță cu peste 80% toleranță la sclerotinia, e un pas uriaș pentru productivitatea fermierilor, pentru că știți, unul din factorii limitativi la oleaginoase este această rotație scurtă la care bolile decimează fantastic și niciodată fermierul sau nu poate prinde cel mai bun moment pentru a efectua tratament chimic. Într-un cuvânt, căutăm să ne îmbunătățim din ce în ce mai mult performanțele echipei de vânzări, echipa de agronom care este în fața consumatorului final al produselor noastre, fermierul, un consumator care are nevoie de informație de ultimă generație din punct de vedere al științelor în agricultură, e lucru care îl face Corteva, investim foarte mult în oamenii noștri, pentru că la sfârșitul zilei nu suntem o companie care
vinde așa ceva și mâine dă trei pași înapoi, din contră. Suntem o companie de vreo 200 de ani așa pe piața mondială, care are în spate cercetare uriașă, care investește zilnic, nu contează că este sâmbătă sau duminică, aproape 5 milioane de dolari în a reuși să vină cu soluții din ce în ce mai performante la profitabilitatea fermierului. Practic avem din 21-22 de mii de angajați la ora actuală aproximativ 13 mii de cercetători. Este practic puterea noastră a spune și motorul companiei, un departament uriaș de cercetare la nivel mondial, care inovează, creează continuu și reușește să aducă în ferme soluțiile cele mai avansate din punct de vedere al performanțelor. Suntem pe foarte multe segmente lideri detașați de performanță. Acesta e motivul pentru care la sfârșitul zilei fermierul preferă să investească în soluțiile noastre, pentru că suntem o companie de obicei care, la care făcând studii de piață, avem studii de piață în spate, cuvântul numărul unu pentru fermier al profesorului noastră, pentru profesorul Coteva, este siguranță. Mulțumesc mult de tot, am ajuns la finalul întâlnirii noastre, vă mai aștept aici la AgroTV, la Agricultura. Mulțumesc mult la și raport. Un an agricol excelent. Să dea Dumnezeu să fie un an deosebit, un an bun pentru toată lumea. Mâine ne revedem din nou aici la AgroTV, la Agricultura, la raport, începând cu ora 20. Până atunci, seară bună, numai bine! Seminis reprezintă un prim pas pentru legumicultorii care își doresc performanță.